Vă salut, dragi prieteni și iubitori ai canalului meu. Astăzi vreau să fac un videoclip tot legat de pomi despre o problemă des întâlnită la unii telespectatori, chiar și la mine. Am aici un cirez care în urmă cu anul trecut a intrat vaca vecinului când a găsit poarta deschisă. Mi-a intrat în grădină, s-a frecat cu capul de acest cirez și mi l-a rupt, efectiv mi l-a rupt, dacă se vede, nu știu dacă se vede. S-a frecat de el cu coarnele până ce mi l-a rupt, nu e nicio problemă, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate, să dea lapte cât de mult, asta nu e o problemă. O să vă arăt cum puteți să... Uitați, aici cred că se vede mai bine, aici s-a frecat și l-a rupt, efectiv l-a rupt. Eu o să încerc să vă arăt cum se poate rezolva o astfel de problemă. La fel, când aveți pomi fructiferi care au scurburi, în ei au găuri, să vă arăt cum puteți să reparați, ce se poate face. El încă este verde, nu s-a uscat. Uitați! Nu știu cum se, dacă se vede bine. Să focalizez puțin să vedeți că el încă este verde, dar dacă l-aș lăsa așa, atunci ar începe să se usuce. De aceea vreau neapărat... Neapărat vreau să-l reparăm. O să vă arăt cum se poate repara. Aici am lăsat o creangă pe care vreau să o tau și să o altoiesc. Peste 2-3 săptămâni o să o altoiesc. O să pun două soiuri de cirez în el. Deci să începem să vedeți și dumneavoastră ce se poate face la acest cirez. Am aici o pastă. Este un unghen de protecție. Se numește Bros. Cu această pastă îl voi dezinfecta bine, eu l-am văruit înainte, l-am dezinfectat, dar acum îl voi da cu această pastă, care este un cicatrizant. Costă, se găsește în orice magazin fitosanitar, eu am dat 16 lei pe el. O să vă arăt ce trebuie făcut. O să începem și unde este bolnav pomul, pe toată scurbura, în această scurbură și aici unde este rupt, îl vom pensula bine. Vom curăța puțin coaja. Îl vom dezinfecta, practic îl vom dezinfecta bine. O să-l dezinfectăm. După care o să vă arăt cum putem să-l reparăm. Cu siguranță și mulți dintre dumneavoastră au pomi fructiferi care au scurburi sau care poate au fost rupti de câini sau știu eu de alte animale, de vânt, de intemperii. Atunci vă arăt cum puteți să-i reparați ca să nu vi se usuce. Astfel am mai salvat cel puțin 5-6 pomi. Pomi care nimeni nu le dădea nicio șansă și îmi spuneau să-i tau, să-i înlocuiesc. Iar eu prin această metodă i-am salvat. De aceea vă spun că este o metodă destul de sigură, în proporție de 90-95%. Deci înainte să vă grăbiți să-i tăieți și să-i înlocuiți, puteți să aplicați această metodă. O să-l dezinfectăm bine cu această pastă. Așa, după cum vedeți, am terminat. Am terminat de-l dezinfectat cu această pastă care se numește Bros.
se găsește în orice magazin fitosanitar. Este foarte bun și după ce se curăță pomii, dacă nu-i stropiți, este foarte bun să dați pe tăieturile care au fost mai tăieturi mai severe, mai mari, să dați cu pensula, ceva de genul acesta, și atunci ele se cicatrizează. Acum să vă arăt. Am aici puțină apă, aproximativ 2 litri de apă. Lângă pom am o cârtiță, a scos o cârtiță, o mușuroi. Acest mușuroi îl voi face o pastă. Vom amesteca bine, bine cu apă pământul, vom face o pastă. Cu această pastă vom unge pomul pe toată rana unde l-am dezinfectat. Practic îl vom pansa, vom pune acest tratament care practic este un tratament. Să mai pun puțin pământ. Vedeți, practic am făcut o pastă din pământ, doar să aveți grijă să nu fie pietre sau alte obiecte prin el. Acum vom bandaja bine, bine. Vom bandaja pomul. Vedeți? Practic se umple scorbura, la fel se procedează și cu pomii care au scorburi. Efectiv se umple scorbura. Vedeți? Vă garantez că acest pom va fi salvat. Nu va fi nevoie să-l tăiem jos, să-l înlocuim. Eu am învățat aceste trucuri de la un bătrân, de la un om de la noi din sat, care era un bătrân care se pricepea la altoit pomii și era un meseriaș foarte bun la pomi fructiferi. M-a învățat când eram copil mic foarte multe lucruri, să-i dea bunul Dumnezeu sănătate. Dragi prieteni, am aici un tifon pe care l-am cumpărat din farmacie. Acum o să, peste tratamentul care l-am aplicat, peste soluția bros și peste pasta de pământ, vom bandaja pomul, efectiv îl vom pansa. Vedeți? El se pansează cu un strat de pansament. Îl bandajăm bine, bine, pe toată suprafața lui, pe toată rana, astfel încât vă garantez că acest pom va fi salvat. Deci dacă întâlniți astfel de cazuri, să nu vă grăbiți să-i tăiați jos, pentru că ei pot fi salvați fără nicio problemă, doar dacă sunt foarte grav afectați, atunci este mai greu, dar în situația de față,
se poate salva, la fel se poate face și cu cei care au scurburi, au găuri în ei. Puteți liniștit să încercați această metodă și o să vedeți că dă rezultate foarte bune. Trebuia să iau un cater, dar am uitat, o să încerc să tau cu foarfeca. Așa. Legăm frumos. Acest pansament în timp se va degrada, va putrezi și va cădea jos. El se va vindeca cu tot cu rană. Acum îi mai aplicăm încă o tură de pământ. De data aceasta mult mai subțire, doar cât să-l protejeze. Aceasta practic va fi o armură a pomului. Este destul de simplu, nu este greu. În timp acest pansament va putrezi și se va vindeca cu tot cu pământ și cu tot cu pastă. Dragi prieteni, cam acesta a fost tratamentul aplicat la pom. O să mai pun puțin aici, unde a fost rupt. Dragi prieteni, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să vă abonați la canalul meu, dacă doriți să mă ajutați cu o distribuire, cu o abonare, pentru că este gratis. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate și numai bine!